Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Scorpionii în decembrie se pot simți lipsiți de energie. Motivul pentru aceasta este o slăbire a potențialului energetic și o scădere a imunității. Prin urmare, mulți reprezentanței semnului își vor pierde agilitatea anterioară, interesul pentru afaceri și activitatea creativă va scădea. Deci, este posibil ca scorpionii să se cufunde complet în abisul lenei și al melancoliei. Scorpionii sunt optimiști și merg la obiectivul lor fără a se opri pe calea aleasă. Pot apărea circumstanțe neprevăzute, dar nu te vor face deloc de rușine. Problemele de sănătate te pot obliga să-ți schimbi planurile. Singurul lucru care te va îngrijora cu adevărat este că schimbarea va necesita mult timp și efort. Dragoste. În domeniul iubirii, totul poate fi foarte confuz. Deciziile nu sunt dificile pentru scorpion și adesea le ia la căldura momentului. Dacă te gândești cum să faci ceva radical într-o anumită situație, consultă-te cu rudele mai în vârstă, acestea îți vor oferi sfaturi lumești bune. Unii dintre prietenii tăi te vor tulbura în mod intenționat în beneficiul lor. Fii mai atentă. Va fi dificil pentru reprezentanții singuraticei zodiei. Îți dorești o relație sănătoasă, normală, dar nu este cel mai bun moment pentru tine. Relațiile care vor apărea în decembrie vor fi trecătoare și frivole. Nu dispera, pentru că toate cele mai interesante lucruri te așteaptă de acum înainte. Deocamdată, ai grijă de casa și de viața ta, ajută-ți una dintre rude, ieși în oraș cu prietenii sau colegii și lasă toate lucrurile rele, inclusiv relațiile dificile din ultimul an. Noul an va sosi cu vești bune și cu sentimente proaspete. Sănătatea. Decembrie va fi dificil pentru scorpionii cu boli cronice, mai ales cele asociate inimii. Prima decada a lunii poate aduce probleme cu tensiunea arterială și circulația sângelui. Sunt probabile crize hipertensive, inflamarea venelor, manifestări frecvente de aritmie și multe altele. Astrele îți recomandă insistent să vizitezi un terapeut și să-ți verifici nivelul de colesterol. Nu uita de medicamentele care ți-au fost prescrise pentru utilizare zilnică. Alcoolul și fumatul nu vor face decât să agraveze problemele de sănătate, așa că gândește-te cum să scapi de obiceiurile proaste. În a doua și a treia decada a lunii, există riscul să te îmbolnăvești de o boală virală. Ai grijă când te afli într-o mulțime mare de oameni, poartă echipamente de protecție, spală-te mai des pe mâini și, la primul semn de boală, rămâi acasă și începe urgent tratamentul cu metode populare. Nu întârzia să suni la medic. Banii. Scorpionii vor finaliza în mod adecvat toate treburile în anul care se încheie. Vei reuși chiar și mai mult decât ai plănuit. Unele probleme de sănătate te pot obliga să-ți iei o pauză, dar e în regulă, vei ajunge din urmă rapid. Nici nu trebuie să-ți faci griji pentru situația ta financiară, se va uniformiza și în decembrie îți vei permite să faci câteva mici cadouri plăcute pentru tine. Oamenii care lucrează cu bani trebuie să fie mai atenți. În a treia decada a lunii, riscul de a întâlni escroci va crește, fii pregătită pentru note explicative. Nu-ți pierde vigilența atunci când semnezi titluri de valoare, consultă-te întotdeauna cu avocați. Dacă intenționezi să cumperi imobile, atunci o poți face prin relație de încredere. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!